pot să plec pur și simplu, că nu-mi deschid bariera dacă... Vin acum, nu mai plec, Cum dacă mașina face 50.000? Cum să-mi dai 15.000 pe ea? Păi dacă ea a fost de acord cu suma respectivă, eu ce vin am? Nu știam că trebuie să o vând, că i-am citit contractul, dar n-am văzut că... Dacă tu semnezi așa, orice-ți vine pe masă, semnezi. Astăzi o să-i fac cel mai mare prank lui Gami. Sunt pe drum către Plus Auto și o să mă duc să-i vând mașina. Planul este în felul următor. Eu să-i spun lui Gami că mă duc la Plus Auto să filmez un vlog în care vreau să văd câți bani ar face mașina dacă aș pune-o la vânzare. Iar după aceea o să-l sun și o să-i spun că de fapt i-am vândut mașina din greșeală cu 15.000 de euro și dacă vreau să o iau înapoi, trebuie să plătim 70.000 pe ea. Deci, cred că o să se panicheze foarte, foarte tare. Sper să nu mă urască după clipul ăsta. Am ajuns la prietenii noștri de la Plus Auto, care astăzi ne vor ajuta să facem cea mai tare farsă lui Gami. Reușim să-l păcălim, să vedem dacă facem treaba asta. Ce trebuie să facem mai exact? Spune și mie. Deci, practic, noi astăzi o să îl prank-uim că-i vindem mașina. Și eu o să-l sun, o să plâng, o să folosesc cartea de fată care nu știe ce face când vine vorba de mașini și o să-i spun că, băi, Andrei, ți-am vândut din greșeală mașina. O luăm la un preț mic, o vinem la un preț mare. Da, sper să nu se supere foarte tare, dar suntem prieteni de mult timp, deci cred că o să vă ierte. O să-i treacă, o să-i treacă. Aici ai cheia, ți-o înmânez. Tu o să o bagi în showroom, pentru că mie mi-e frică să nu zgârii cumva mașinile astea liniștită. Superbe. O să avem grijă de ea și o băgăm imediat să-i facem niște poze așa cum trebuie, după care semnăm și contractul. Facem un contract corect. Planul este în felul următor. Eu o să-l sun pe Andrei să-i spun că cei de la Plus Auto i-au cumpărat mașina cu 15.000 de euro. Și dacă o vrea înapoi, trebuie să o cumpere cu 70.000. Ei, acum cred că o să se sperie un pic. Deci mi-e foarte frică să nu cumva să, nu știu, să aibă treabă sau ceva, să nu poată să ajungă aici. Dar cred că când vine vorba de mașina lui, ar face absolut orice. Și dacă are treabă, cred că vine cu trotineta până aici. Probabil. Uitați-vă cum arată mașina asta în showroom, pe lângă celelalte bijuterii de aici. Cred că e cea mai ieftină mașină din showroom-ul ăsta, dacă nu mă înșel. Dar este și cea mai valoroasă în același timp, pentru că are o valoare sentimentală foarte mare pentru Andrei. Tocmai de aia cred că o să sufere puțin când o să afle că nu mai este a lui. Aș putea să-i fac un prank ceva mai drăguț, să-i spun că am dat mașina asta pentru mașina asta. Da, probabil că nu o să mă creadă. Rămâne așa. Pentru că suntem profesioniști și când vine vorba de prank-uri, am scris aici, am completat, am pregătit și dosarul, tot. I-am luat banii, gata, la fraier. Și avem documente oficiale care atestă că mașina lui Andrei nu mai e a lui. A scris aici frumos pe spate, a luat țeapă. Iar, te rog, semnează să fie toate actele făcute cu trebuie. Ca atunci când Andrei o să vină aici să vadă că noi chiar am făcut cu adevărat lucrul ăsta și o să-i arătăm actele doveditoare, da? Și nu o să mai ce să mai zică. Nu că am făcut, chiar am făcut. Să fii și noi o mașină la suprapeță, îți dai seama. Am dat cu subsemnatul și acum trebuie să-l sunăm pe Andrei să-i dăm peste cea proastă. E o situație care probabil că nu s-ar întâmpla în viața reală, pentru că nimeni nu o să-ți fure mașina. Dar eu o să-i spun că am făcut asta și probabil că o să mă și creadă. Daiona. Bă, Andrei. Da, ce s-a întâmplat? Am făcut ceva rău. Promis că nu te... Accident? Nu. Promis că nu te superi. A, pentru ce? Păi ce-ai făcut? Dacă n-ai făcut accident, ce-ai făcut? E foarte rău, e mai rău decât să fac accident. E vorba de mașina ta, am făcut ceva rău cu mașina ta. Păi dacă n-ai făcut accident, ce-ai făcut cu ea? Am pierdut-o. Păi cum adică ai pierdut-o, mă, pe eu că se din aplicație? Am venit la Plus Auto, știi unde e, da? Am venit la Plus Auto ca să văd cu cât ai putea să o vinzi. Știi, să... așa? Și am semnat ceva hârtii, nu știu, mi-au dat din niște hârtii, dar nu le-am, adică le-am citit, dar nu prea m-am văzut așa, erau foarte multe pagini. Dar și nu trebuia să semnezi acum, semnat. Dar acum voiam să plec și mi-au spus că nu mai pot să plec cu ea, că zic că e a lor. Cum adică e a lor? Dar de ce e semnat? Ei nu trebuia să semnezi nimic, cum adică? Nu știu, am crezut că trebuie să semnezi ca să, nu știu, să poată să o verifice, habar n-am, au spus că... Păi cum adică e a lor? Au spus că au cumpărat-o de la noi cu 15.000 de euro și că adică cu 15.000. Și au zis că dacă pot să plec, dacă trebuie să plec cu ea, trebuie să le dau 70.000 de euro pe ea înapoi. Și nu am de unde să scot atâția bani. Cum adică, mă, 70.000 și i-au dat-o cu 15.000? Nu, dar nu n-ai citit și tu ăla? Ba, am citit, dar erau multe pagini și n-am... Adică, am zis că n-are cum să se întâmple. Bă, dar cum să... Bă, dar... Fai de... Bă, dar cum să semnezi? N-ar fi trebuit să semnezi, dar și cum să fac asta? Hai că vin acum. Vino repede, că nu știu ce să fac, adică nu pot să plec pur și simplu, că nu-mi deschid bariera dacă... Vino repede, vino repede. Hai că vin acum, nu mai plângi, hai că vin acum.
Și a înghițit-o. Nu pot să cred că a crezut. Lasă că vine acum și îi arătăm noi. O să văd aici consultantul cu bossul care l-a prâncuit pe Gami. Bossul care probabil că o să vină aici un car de nervi. Deci pregătiți-vă emoțional pentru următoarele imagini. Noi. Salut, 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 ce faci, domnule? Deci ce s-a întâmplat? Că n-am înțeles. Păi ce se întâmplă? Ioana mi-a zis că vrea să îți vindem mașina și am cumpărat-o cu 15.000. Păi cum cu 15.000? Păi cu cât vrei să o cumpărăm? Păi... păi ăsta e prețul de buyback. Ți-am zis nu te super. Am cumpărat-o, i-am făcut deja plata în cont, ai bani se în poate, cont. Nu se poate, stați un pic, deci așa, deci eu am înțeles că Ioana vine aici să-i dați un preț pe mașină, nu să-i dați banii pe mașină. Păi i-am făcut și preț, i-am și plătit-o, transfer în cont, tot ce trebuie. Adică, uite, deci contractul semnat aici frumos, avem totul pregătit. Dar te rog, pregătiți-i și dosarul, să-i dau înapoi cu actele. Adică, n-ai ce să, e tot în regulă. Din păcate, noi acum nu putem să mai dăm banii înapoi și nici mașina. Că na. Păi, dar eu nu înțeleg cum a putut... E un contract făcut, e legal, totul e legal, adică... Păi înțeleg că totul e legal, dar cum 15.000 când mașina... Păi eu am crezut sincer că a vorbit deja cu tine. Eu, ea... Și dacă ea mi s-a zis... Dacă vrei să dau mașina mea, sau vindem pe a mea și mai facem rost din... Băi, deci trebuie să se poată face ceva, nu se poate. Din păcate nu pot să fac nimic, ține de departamentul juridic și de logistică. Eu nu pot să mai fac absolut nimic. Ce pot să fac dacă vrei să-ți transferi ție cei 15.000 de euro? Nu știu dacă te ajută, dar în mare parte... Adică... Păi, uite, fii atent. N-are cum, deci stai așa. Fii atent, totul semnat aici, frumos, bam, 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 contractul făcut cu numele Ioana Pintilie, tot ce trebuie, mașina... Totul ca la carte, cum se face. Cum dacă mașina face 50.000, cum să-mi dai 15.000 pe ea? Păi dacă ea a fost de acord cu suma respectivă, eu ce vin am? Nu știam că deja o vând, că i-am citit contractul, dar n-am văzut că... Am dar tu că... semnezi așa, orice-ți vine pe masă, semnezi? Da, uite, cât de mult ce vine de la autografe, zici, aaa, vă acum cu autograf. Ia uite, nu, contractul e legal, e totul starea bunului vândut, garanția de conformitate, tot ce trebuie, încetarea contractului, nu există așa ceva, da. Nu se poate, deci nu se poate. Spune-mi tu cum vrei să rezolvăm problema. Îți dau banii înapoi, aia 15.000. Așa, da. Da. Dai mașina. Plus 45. Să ajungem acolo sau... Care 45? Nu, deci... Să ajungem la 70. Eu îți dau aia 15.000 înapoi. Așa. Îmi dai mașina. Da. Și am încheiat discuția. Altfel, nu știu, ne dăm în judecată, probleme mari. Bă, adică nu știu probleme ce... margine. Nu știu, dar nu trebuie să țip la mine, nu e cazul să țip. Eu pot să înțeleg ce vorbim. Păi cum să nu fie cazul să țip? Păi n-am ce să fac legal, suntem acoperiți. Ca să zic așa. Cum să semnezi, măi, Ioana? A vrut cu autograf, ce ai... Dar nu mă gândeam, crezi că mă gândeam cum să fac? Crezi că... Dar cum să... Eu ți-am zis, din câte știam, oricum vrei să vinzi mașina, Ioana a venit și a zis, da, e ok, hai să semnăm, să facem actele. Eu am crezut că prețul ăla era prețul aproximat de ei, n-am crezut că... 15.000 de euro mașina mea, nu? Că e pe așa, din 2012 mașina. Știi că nu mă pricep la mașină, de unde să știu cât costă? 15.000 de euro, forță gen, nu? Ce ai zis? De unde să știu cât costă? Mie, sincer, îți pare un preț corect. Nu m-ai enerva. Că și așa oricum ai enervat până acum suficient. Eu nu înțeleg. Bă, dar cum s-a putut întâmpla asta? Eu asta nu înțeleg, deci eu... Păi cum se întâmplă? Ioana a venit, a venit asta cu mașina. Asta realizezi, adică. Ioana a venit, nu există așa ceva, eu vorbesc că se poate dai un preț pe mașină și tu pui să semneze pe sub mână și iei mașina cu un sfert de preț. Păi asta e cea mai mare țeapă, ești nebun. Nu mi se pare sincer absolut deloc, adică cum totul adică este absolut legal, deloc? Este legal. Uite, îți dau dacă vrei, poți să mai citești toată contractul. Poftim, îți dau și un par cu apă dacă vrei. N-am nevoie de parcul de apă, că sigur îmi iei încă 500.000 de euro pe el. Inclusiv la procesul verbal de predare-primire, poți să te uiți pe ultima pagină să vezi tot ce e acolo semnat. Adică mașina a fost recepționată, este o mașină bună, e o mașină în regulă. Da, e de 15.000 de euro. E perfectă pentru prețul ăsta. Da, e super. Am văzut și că are și un... Și vrei pe 70.000, nu? Are și un colan foarte frumos. Avem un client cu care avem o discuție deja deschisă, dar acum să vedem. Pe ultima pagină acolo poți să vezi absolut toate procesele prin care a trecut Ioana până ai venit tu. Mie îmi pare rău că s-a întâmplat asta, dar ți-am zis, din păcate n-avem ce să facem. Uite, inclusiv pe pagina, ultima pagină, dacă o întorci, este o semnătură acolo.
Bă, și tu erai... Hai, luați apă. Acum văd că scrie cucu bossul, consultant. Ai luat. Erai nervos că te-a văzut că te-ai roșit un pic, a zis că totuși da, poate observ detaliile, da, dacă nu ești atent. Ta. Era să pierzi o mașină. Tu chiar crezi că aș face eu așa ceva? Bă, dar ce actor bun e Ioana, sunteți nebun la cap. Acum o văd și pe aia mașinia de cameră, bă, nene. Și mai iau una. Bă, nene, și m-ați ars cu camerele mele, adică da, cu mașina mea și cu camerele mele. Dar da, eu chiar am semnat, contractul. Bă, 15.000, dacă îmi dădea poate un preț ok, așa, pe aia, poate, nu știu, pierdeam puțin, dar ziceam, aie, mai pierzi în viață, dar 15.000? Te-ai fi despărțit de mine, dacă era adevărat? Nu m-aș despărțit de tine, dar îmi făceai rost de aia 70.000. Sau ne certam prin tribunale, prin alea, procese, clipuri pe YouTube, toate răutățile. Da, am înțeles, deci v-a să te spus pe șoti. Dar tu chiar crezi, ok, să zicem, poate eu nu mă pricep, dar poate eu aș fi greșit și nu aș fi făcut așa ceva. Chiar crezi că ei ar fi făcut așa ceva? Păi asta mă și gândeam, zic, mă, dacă te duceai, nu știu, la ceva parc auto din ăsta dubios de undeva de pe lângă București. Eu chiar ziceam acum, fie vorba între noi, că bă, pare un pic prost să facem treaba asta, chiar dacă e farsă, pare un pic aiurea, dar na, până la urmă o facem de entertainment. Da, deci până la urmă sunt oameni serioși, m-am convins de treaba asta. Hai că bă, ziceam, bă, dar la plus auto, adică să te ardă așa ăștia de la plus, n-are cum, dar bă, dacă mergeai, nu știu, la un parc auto de la capătul Bucureștiului, ceva, Nicu Tuning, Nicu Garaj, ceva. Nicu Garaj. Ai înțeles? Înțelegeam, da, așa, adică oamenii au Ferrari, bă, și se uită la cotețul meu, nu știu. Da. N-avei cum să nu o crezi, mai un pic că o credeam eu pe Ioana. Intrasem eu pe filmul ei acolo. Parcă te simțeai prost, bă, la Mars, da, pe ăsta. Ce bun! A făcut-o. Da, sunteți foarte amuzanți.